O primă problemă luată în discuție în cadrul ședinței de astăzi a fost cea legată de crearea podului de acces peste râul Topolnița. Cei prezenți în sală au votat în unanimitate pentru acest proiect. Sunteți de acord? Mulțumesc. E cineva împotrivă? Chiar fine cineva. Mulțumesc. Pentru că este necesar, este un podeț care oricum poate fi luat de apă dacă nu se intervine și nu vreau să avem situații care le putem evita. Segheaul care a prezentat un raport, dar și anumite situații pe care le avem în unele instituții cu privire la aplicarea legii 77/2013 cu privire la personalul care trebuie încadrat în acest moment și am luat chiar o hotărâre în unanimitate de a forma o comisie care să analizeze un punct nevralgic pe care îl avem pe râul Topolnița la satul Schitul de Jos. Totodată, din raportul de activitate de pe primul semestru al acestui an, rezultă că în primele luni de primăvară, Apele Române, alături de Agenția de Protecție a Mediului, Garda de Mediu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, au verificat starea de salubrizare a cursurilor de apă pe raza mai multor comune din județ, iar neregulile constatate au fost remediate imediat și Dunărea a fost monitorizată în toată această perioadă. Asta se face cu două stații hidrologice care au în componență 13 stații automate și 7 stații automate pluvio. Ca și propuneri pentru îmbunătățirea activității, aceste propuneri sunt legate de componenta financiară. Deci dacă în anul trecut efectuam circa 8-11 lucrări cu forțe proprii, cu grajele proprii, anul ăsta am efectuat doar 2. Din cele 10 lucrări pe care ne-am propus să le facem anul acesta, am făcut doar 2. Am reușit performanța să evităm restructurarea după ordonanța 77. Suntem bucuroși că nu pleacă nimeni acasă de la Apele Române. Și, în general, este un an care a avut perioade grele și de inundații în primăvară și iată că acum ne confruntăm cu o secetă hidrologică și pe care încercăm să o gestionăm cât mai bine posibil. Aceeași secetă de mari bătăi de cap și pompierilor, întrucât mai multe incendii izbucnite din cauza unor arderi necontrolate au fost intensite de temperaturile ridicate de afară. În acest sens, prefectul Nicolae Drăghia susține că toate instituțiile abilitate cu monitorizarea fenomenului trebuie să fie permanent în gardă. Și am atras atenția cu acest lucru, să ne canalizăm eforturile prin stoparea acelor arderi necontrolate care se desfășoară în județul Mehedinți, pentru că numai în luna iulie am avut 60 de arderi necontrolate, deci cu o medie de aproximativ 2 pe zi. Am atras atenția că trebuie implicate și alte instituții, respectiv APIA, care are în acest domeniu atribuții specifice, Garda de Mediu, Agenția de Mediu, pentru că forțele care le irosim în arderile necontrolate să le putem folosi în caz de situații deosebite. În cadrul ședinței și-au prezentat rapoartele de activitate și alte instituții publice, printre care Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau Inspectoratul Teritorial de Muncă.